Bun găsit! Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, continuă demersurile privind realizarea infrastructurii rutiere de mare viteză a autostrăzilor în zona Moldovei. Consiliul Județean Suceava va fi reprezentat la o dezbatere pe această temă, la care vor fi prezenți ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, Lucian Bode, și ministrul fondurilor europene, Ioan Boloș. Președintele Gheorghe Flutur solicită abordarea cu prioritatea realizării autostrăzii A7 care traversează întreaga Moldova de la nord la sud de la Siret Suceava, legătură cu Bucureștiul. Președintele Consiliului Județean Suceava a arătat că dezvoltarea regiunii de nord-est este strâns legată de construirea acestei autostrăzi. Susținem realizarea acestei autostrăzi pe fonduri europene. Vom susține în egală măsură realizarea autostrăzii A8 Iași-Târgu Mureș, precum și a autostrăzii Nordului care face legătura Suceava-Vatradornei-Bistrii. Satul mare. Îmi exprim speranța că se vor discuta lucruri concrete cu prefigurarea unor soluții în sensul celor dorite de noi pentru investițiile în infrastructura rutieră de mare viteză, pentru realizarea acestor autostrăzi extrem de importante pentru zona Sucevei, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.